Bună, Mihai! Bună. Cum ești? Foarte bine. Mai este foarte puțin timp, undeva în jur de 24 de ore, cu plus sau minus, până la gala cu numărul 43, gala de mâine seară, gala în care tu vei lupta împotriva lui Fakhiru. Cât de pregătit te simți? Pregătit 100%, m-am antrenat de 10 ori mai mult la meciul ăsta decât m-am antrenat pentru meciul trecut și nu-i dau nicio șansă. Care crezi că va fi atuul tău, puterea fizică sau faptul că ești foarte echilibrat și foarte calm ca și persoană? Sunt o persoană calmă, dar cel mai mult mă avantajează vârsta. Sunt cu 20 de ani mai mic decât el și altfel îmi fac condiție fizică, mă antrenez și toate cele. Uite, să știi că el fix vârsta spune că este atuul tău. În minus, ca să spun așa, că nu este atuul tău de fapt, spune că ești un copil. Copil, dar Avem o problemă tehnică. Ai devenit atât de mare încât ai pus pe la valieră și s-a da. închis. El mă crede un copil, dar datorită faptului că am crescut din greu, m-am maturizat de la o vârstă foarte fragedă și mă consider foarte matur pentru vârsta mea. Atunci când ai fost în emisiunea noastră Fără Mănuși, ai susținut că dacă vei pierde următorul tău meci, nu vei mai intra în alte gale. Și cu toate astea, tu ți-ai schimbat decizia la conferința de presă de aseară. Ai spus că, indiferent de rezultat, tu îți dorești să rămâi să lupți în continuare. Și Fakhiru spune că fix acolo s-a văzut faptul că tu ești un copil, că nici măcar asupra unei decizii nu poți să fii constant. Asta am spus-o în mediul online pentru că asta mă ambiționează pe mine. Am spus-o doar ca să mă ambiționez, să-mi doresc să câștig fiecare meci. Pentru mine meciul, pentru mine victoria este mai importantă decât banii pe care îi obțin în această gală. Mă simt mult mai bine să fiu victorios la finalul fiecărui meci. Care sunt persoanele care sunt, le simți cel mai alături de tine în momentul acesta, care sunt cele mai apropiate? Doar antrenorii mei, atât. Și dintre prieteni, familie? Prieteni nu prea am. Am ales să fiu singur, să merg pe drumul meu singur, că dacă intru în anturaje greșite, după poate voi avea de suferit pe viitor. Și așa am ales să merg singur pe drumul meu, fără altcineva. Și aici, datorită antrenorilor mei, voi câștiga meciul și ei îmi vor fi 100% cu adevărat lângă mine. Câți antrenori ai în momentul acesta? Trei. Trei antrenori. Și te Pe care îi antren. salut pe această cale și le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine. Îi salutăm și noi și le mulțumim faptul că au creat un adevărat sportiv. Te văd foarte echilibrat, te văd foarte, foarte așezat, ca să spun așa, foarte împăcat cu situația. Se vede că au făcut o muncă bună, cel puțin din punct de vedere psihic. Da. Cred că te văd cam cel mai calm dintre luptătorii de mâine, dintre cei pe care i-am văzut până acum. Cred că ești cel cu cele mai puține emoții. Păi da, pentru că sunt foarte pregătit, dar în sinea mea eu sunt o fire vulcanică. Dar am văzut la ceilalți pentru că multă vorbă strică. Trebuie să faci fapte, degeaba dau din gură acum și la meci nu fac nimic. Vorbe puține, fapte multe. Și cu toate astea ai avut câteva replici acide la adresa oponentului tău, Ei, la. n-am putut să nu îi le spun că a venit de parcă s-a dus la mulți vaca, nu la conferință. Cum ți s-a părut Fakhiru ieri la conferință? Sincer, nu am nimic personal cu el, îi urez mult succes și pe viitor și la acest meci chiar. Este un caracter, chiar de ziua mea mi-a scris, chiar dacă suntem adversari, mi-a scris la mulți ani, îi mulțumesc pentru mesajul lui. Se vede că este un om respectuos și bravo lui. Crezi că este pregătit pentru acest meci? El susține că pentru el vârsta este un atu și că el s-ar putea abate oricine, chiar și cu Van Damme, chiar și cu Moroșanu, chiar. E, asta bine în mintea lui, pentru că nu a avut un adversar
cu adevărat bun care să-l scuture de păduchi, să-i bage mințile în cap. Perversul nu este un adversar de bătaie și el mă consideră pe mine fiind perversul. Dar dacă ar fi posibil asta, l-aș lăsa și pe pervers să se bată în același timp cu mine, amândoi contra mea. Crezi că ești nașul lui Fakiru, ca să zic așa, cel care va pune punct? Eu îl răzbun pe perversul, gata. Bine. Chiar dacă perversul nu mă susține, eu vreau să-l răzbun. Bine, pervers, la conferința de presă de ieri, perversul chiar a luat microfonul și ți-a adresat așa câteva cuvinte de încurajare și același lucru l-a spus și el, că el simte că tu ai putea să-l răzbun. La final a zis că nu reușește să-l bat pe Fakiru, dar și-ar dori în sinea lui să-l bat, să-l răzbun puțin. Cum vei încerca să faci în timpul meciului? Vei încerca să duci lupta la sol? Nu, ți este indiferent? Habar nu am cum se va desfășura meciul. Cum va fi atunci, pe moment? Eu sunt pregătit și pe brațe și pe picioare și la sol. Antrenament complet am făcut. Nu am nicio îndoială că nu voi câștiga meciul. Toți cei antrenori? Nu contează cum. Toți cei antrenori vor fi alături de tine? Da. Toți trei vor veni, da. Și te vor susține. Wow! Câtă susținere acolo! Cu ce dorințe intri tu în meciul de mâine? Ce ți-ai dori să se schimbe în viața ta? Pe viitor doar mi-aș dori să îmi fac o familie, atâta tot. În rest, sunt mulțumit cu tot ce am. Îți dorești să devii un luptător în adevăratul sens al cuvântului? Adică să te axezi pe o carieră în lupte? Da, de asta mi-am și dorit meciul împotriva lui Sandu Lungu, pentru că este un profesionist și aș vrea să văd cât de repede am învățat și dacă aș fi atât de pregătit să intru chiar la profesioniști să mă bat. Îți dorești în continuare meciul cu Sandu? Da, după acest meci mi-aș dori un meci cu Sandu Lungu. Dar dacă cei de la RXF nu vor face posibil acest meci, mă voi lupta cu oricine mi s-ar propune. Uite, asta era următoarea mea întrebare. Vreau să te întreb, cu cine altcineva te-ai vedea tu într-o gală RXF? Nu are rost să dau nume acum, pentru că nu este după mine. Aceste meciuri sunt organizate de către RXF. Degeaba spun eu că vreau să mă bat cu X și Y dacă ei își doresc ca eu să lupt cu altcineva. Cine mi se propune că ăla intru, nu mă interesează adversarul. Dar tu ai vreo bifă cu cineva, vreun scandal în momentul acesta? Pentru că tu până la urmă ești TikToker, ești în lumea aceasta a online-ului, în care toată lumea se pare că în ultima perioadă se ceartă cu toată lumea. Nu am niciun scandal cu nimeni. Eu îmi doresc să cresc în mediul online prin puterile mele. Nu vreau să cresc printr-un scandal, să mă vadă lumea pe stradă și să zică ia uite ăla care s-a certat cu nu știu care, ia uite ăla e prieten cu nu știu care. Eu mă afișez singur peste tot și îmi doresc ca lumea să mă cunoască pe mine, nu să zică, repet, că ia uite-le cu ăla și nu știu cum. Îmi doresc să cresc doar prin puterile mele. Ce sfat ai putea să le oferi urmăritorilor tăi și celor care își doresc să-ți calce pe urmă și își doresc să ajungă într-o gală RXF? Cel mai important lucru este să nu bage criticile altora în seamă și să facă fix ce credeai că este mai bine, să nu se rețină de la absolut nimic. Ce mesaj ai avea, ce ultim mesaj ai avea pentru oponentul tău? Îi urez mult succes, sper că s-a antrenat pe bune și vreau să fac un meci frumos. Nu vreau să fii tu în postura lui Fakiru, lui Perversu de data aceasta. Vreau să ne batem măcar jumătate din cât a fost meciul cu Yasmin. Crezi că Fakiru ar fi capabil să renunțe? Efectiv să îi se facă frică și să renunțe? Frică nu cred că îi se va face, dar nu cred că va aduce 3 reprize împotriva mea. Tu îți dorești meciul să se alungească pe 3 reprize, să fie spectacol cap-coadă sau îți dorești să-i dai knockout și să pleci cât mai repede? Eu îmi doresc doar victoria. Nu mă interesează cum câștig, vreau doar victoria. Am înțeles. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit astăzi pentru acest interviu alături de mine. Îți urez mult succes. Ne vedem mâine lângă cușca RXF. Și ce pot să spun? Cel mai bun să câștige. Mulțumesc frumos!